Activitatea în sistemul public din toată țara a fost dată peste cap după ce Ministerul Finanțelor a modificat modul în care se întocmesc hârtiile pentru plata salariilor bugetarilor. Funcționarii au astfel de completat de 10 ori mai multe hârtii ca până acum. În sistemul de învățământ s-a introdus acum, printr-un ordin al Ministrului Finanțelor, o modalitate de acordare a salariilor foarte greoaie. Acest lucru îngreunează munca în sistem și, în al doilea rând, conduce la întârzierea salariilor. Sindicaliștii spun că, în urma aplicării acestui ordin, unei persoane încadrate pe 2 sau 3 niveluri de învățământ la aceeași unitate îi corespunde un număr dublu sau chiar triplu de ordine de plată. Dacă o unitate de învățământ preuniversitar lucra până acum cu maxim 6 conturi, în momentul de față sunt situații în care se ajunge până la 70 de conturi. Dacă până acum pentru plata utilităților, a salariilor, a dărilor către stat se operau cu maxim 20 de ordine de plată, în momentul de față avem situația aberantă în care se elaborează chiar și peste 200 de ordine de plată. La finalul acțiunii de protest, liderii sindicali au transmis o scrisoare deschisă ministrului Daniel Chițoiu, precizând că profesorii vor continua protestul față de birocrația creată prin ordinul Ministrului Finanțelor Publice, numărul 2006 din 13 decembrie 2013, în condițiile în care se face tot mai des apel la debirocratizare.